Și uite un mesaj foarte fain pentru tovarăși guvernanți. Dragilor domnilor guvernanți, domnule Ponta, ca să vadă și domnul Mirel Palada despre ce este vorba. Deci așa, l-am primit de la domnul Tudorel Bejinaru. Văzând cu ciudă cât plătiți pe un kilometru de dezăpezire, adică 5-6 mii de euro kilometru, și văzând că în timpul guvernării dumneavoastră ați dublat prețurile, că în timpul lui Boc era la jumătate, și cu speranța că în anul 2015 veți ridica ștafeta, și având în vedere că eu vă voi vota, subsemnatul, în numele consătenilor mei din satul Joldești, comuna Vorona, județul Botoșani, cu respect și considerațiune, vă rog să ne plătiți nouă acești bani și noi promitem solemn că vom dezăpezi toată comunitatea noastră pentru banii ăștia, nu numai un kilometru. Astfel, din banii primiți, ne angajăm să și sponsorizăm la finalizarea rețelei de apă, a canalizării, a reabilitării drumului din satul nostru, ca să trăim și noi civilizat. De mesajul ăsta, ce ziceți, domnilor guvernanți? Parcă vă stă în gât, așa? Știu că și eu vă stau în gât. Asta e viața. Asta e viața la România. Sigur că suta aia de milioane de euro se va transforma în 150-160. Nu numai voi ați făcut asta, stai liniștit. O făcut-o și alții. Nu mă stresez. Nu sunteți voi dușmani ai mei. Nu sunteți decât niște tipi care veniți la rând după toți cei care au venit de 24 de ani ca să-mi ia niște bani din buzunar și să nu-mi spună ce se face cu banii aia. Că impozite și taxe, da mă, musai să plătești. Că de undeva trebuie plătite și pensiile lui mama și pensiile lui tactu. Dar, pe lângă pensiile alea, mă, se fac niște averi în țara asta și să vezi cum o să bubuie averile. Tu îți dai seama, a iertat Rompetrolul de atâtea sute de milioane de euro. Păi eu nu cred că ai jucat tu Batistuța cu ăla de la Rompetrol, cu kazahii de la Rompetrol. Hai să jucăm Batistuța și cine iese, sau jucăm aia în Oceanul Pacific. Este un pește foarte mic, are o rimă cu așa și măcar iese, ăla stă. Și noi am stat o tură. Eu nu cred că s-au jucat în Oceanul Pacific sau Batistuța. Eu cred că acolo, și nu știu de ce contribuabilul din mine crede, bă, că acolo au fost niște plăți, tată. De neam, de neamul ăluia care s-a aranjat, nu mai trebuie să lucreze, până când se stânge soarele. Adică încă vreo 5-6 miliarde de ani, ziceau ăia pe Discovery. Eu asta cred. Merge mai departe, ca să vedeți că se poate și altfel. Și asta e vestea bună. Și evident că o să mă întrebe câțiva. Uite, tată, iau de pe Hot News, agenție de știri din București. Asistații sociali din Cluj, mobilizați pentru a contribui la dezăpezirea orașului. Primăria Cluj-Napoca a mobilizat în ultimele zile mai mulți asistați sociali pentru a curăța zăpada de pe trotuare, din piețe și din parcurile centrului orașului, scrie Digi24, preluată de Hot News. În schimbul ajutorului cuprins între 100 și 500 de lei și a câtorva porții de hrană rece pe lună, ca așa au asistații sociali, cele peste 100 de persoane au dat o mână de ajutor firmelor de dezăpezire. Bă, tată, câți asistați sociali are Teliormanul? Nu îmi dai da idei, ai niște imagini foarte faine cu asistații sociali din Teliorman. Ai auzit vreo știre că asociații ăștia, asistații sociali din Teliorman, o trebuie să iasă să dea zăpada sau să planteze un copac sau să strângă o frunză? Nu. Dar ai văzut că dau 100 de euro la București să primească 150. Ai auzit vreodată de asistații sociali din Vaslui că a fost musai să meargă să dea zăpada? Nu. Da, din Vrancea. Nu. Da, din Brăila. Nu. Și zic de zonele astea, nu pentru că am ceva cu ele, ci pentru că acolo sunt acum înzăpezirile mari. Ia să vedem cum arată onorata asistență socială din Teliorman, din la domnul Dragnea.
Dați-mi, domnul Dragnea, cu sonor foarte frumos este la mine. Oi, oi, oi. Nici nu mă mir că i-o lăsat austriecii după 21 de ani. Gratis i-o dat la turci. Eu cucerit și-o zis, tu l-ai, doamne, în 24, în 21 de ani, mă mâncă. Și-o dat înapoi. Ia auzi. Județul domnului Dragnea, da? Vicepremierul. Cel mai mare număr de asistat social din țară. Ei și Vaslui. Place, nu? Frumos este țara mea, asta. Nu-i voie să zic ce gândesc. Așa amendă eu dacă zic ce gândesc. Ai e capul meu că nu mi-ajung 5 contracte de zăzăpezire să le plătesc. Dacă aș zice într-adevăr ce gândesc, văzând aceste minunate, cum se numesc alea din cimitir, mă? Cripte! Cripte! Că acolo s-au îngropat banii mei. Da. Pot să mai arăt ceva. Pentru că multe ar trebui să știe tovarășul purtător de cuvânt. Dincolo de suficiențele sale, adică, băi, tată, dacă vreau să dau un tricou, dacă vreau să dau un tricou cu fițe, cu... Știi că făcea tricouri cu... pentru gazetari, îi lua la mișto. El care... Bă, băiatule, dacă ai fi fost vreodată gazetar, ai fi înțeles ce înseamnă purtător de cuvânt. Faptul că faci câte un sondaj, care, cum, dă... Tătucă, vrei să-ți fac și o sondaje? Tromf! Europarlamentare. Europarlamentare. Dacă USL este unit, ia 41% pe țară. În zonele cele mai multe ia, așa, în Moldova vor lua 52%, în Muntenia vor lua, acolo muri mulți? Da, acolo votează și morții. 53% și undeva în Transilvania vor lua undeva la 31%. Dacă se despart, PSD ia undeva la 33% pe țară, PNL ia undeva la, hai zicem, 17%, la egalitate cu PDL. Numai la PDL am o dilemă că a venit astăzi, s-a înființat Mișcarea Populară și Mișcarea Populară va lua undeva, dacă își păstrează cu Funeriu, Cristian Diaconescu și tipii deștepți, ia undeva la europarlamentare, undeva între, dacă intră și Băsescu în horă, undeva între 6 și 8%. Pe puțin, funcție de cum se mișcă, da? Bun, dacă o bagă pe EBA, maxim 6%. Fără supărare. Asta cred eu. Bun. Dar nu contează ce cred eu. Sondajele mele. Știi câte sondaje se fac așa? Zi-mă câți bani dă ăla. Șeful, vreo 10.000 de euro. Aoleu, mâncați asule. Cât am zis? 41% USL-ul. Zi-mă 42,8 și l-am ras. Ceva în genul ăsta se fac. Prin telefoane, știți? Până ziua, eu sunt un sondor. Da, de la ce sondă sunteți? Nu, 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 eu sunt de la care vă întreabă. A păzit o mătușă de-a mea și zicea, dar ce vrei, domnul? Dar cu cine vreți să votați? Dar n-auzi, domnul, că nu mai vreau să-i văd pe ăștia pe nimeni și nu mă mai duc la vot în viața mea. Dar, doamnă, știți, eu sunt un tip care... Asta mi-e meseria. Vă rog frumos să-mi spuneți cu cine vreți să votați. Nu vreau, domnul, să mai votez niciodată. Știți, dar deja aveam un proces, prea foarte mult de... Ața mi-a zis că-s nehotărâți și eu-s mătușă la mișto. Ceva partid de la Iurea nici nu știa asta că nu mai există Partidul Conservator. Și l-a zis, vă mulțumesc, foarte bucuros era. Partidul Conservator nu mai există, sau mă rog, partidul ăla pur, de ăla i-a zis, purul nu mai există, umanistul, ăla cu mereu aproape de banii publici. Bun. Revenind la chestii serioase, aș vrea să știu cum comentează domnul purtător de cuvânt declarația tatălui Aureion. Fata care a murit fără nicio vină în accidentul ăla. Care zice așa tatăl ei. Dăm cartonul.
Am sperat că a murit după impact și că nu s-a chinuit. Dar s-a chinuit copilul meu. Îmi imaginam copilul stând acolo, în zăpadă, în fric, tremurând cu lacrimile înghețate pe obraz. Așa ceva nu poți să uiți. Vreau condamnări, nu demisii. Asta spune tatăl copilei. Mai trebuie să știi că să te uiți pe gândul, gândul.info. Mie mi-a fost și târșală să mai dau. Taică, tatăl fetei zicea, de două chestii era frig în viață. Era frică în viață. De frig și de durere. Și-a avut parte de amândouă. Vreau condamnări și nu demisii. Dragă domnule, există acea ordonanță, acea hotărâre guvernamentală din 9 septembrie 2004, pe baza căreia puteți cere deschiderea unei anchete penale pe numele a tuturor celor care ocupau la ora prăbușirii avionului funcțiile despre care se vorbește în hotărârea guvernamentală din 9 septembrie 2004. Eu am prezentat-o aici. Se pedepsesc cu pușcărie toate neglijențele care sunt acolo. Aveți codul penal, l-am mai dat și aici. Însă, sună urât, vă dau un pont. Vă spun unde veți ajunge. Unde cred eu că veți ajunge ca gazetar? În biroul domnului Dușa. Sună nu știu cum, oare ce are cu Dușa? Nu să sune, să nu sune nu știu cum. Aș vrea să citesc tot din gândul, să dau câteva citate dintr-un editorial apărut acum, după o săptămână de când avionul s-a prăbușit. Din gândul, da? Un ziar serios. Nu este Cancan, nu-i Click, nu-i Libertatea, nu-i Tabloid, este gândul. Aparține de Media Pro, unde aparține și ProTV-ul. Să-ți dau niște citate. Ce a spus editorialistului, un ofițer SRI? Noi am dat de la început un perimetru mult mai restrâns și mult mai precis. Și da, puteam face mai mult, dar n-a ținut de noi. De la unitatea militară din Câmpia Turzii vine un mesaj. În spatele anonimatului îi protejează sursa, își protejează sursa gazetarul de la Dâncu, de la Gându, de la Dâncu am zis, Dâncu e la guvern, de la Gându. În spatele anonimatului se povestește că parașutiștii au primit alerta în nici 20 de minute după ora prăbușirii, s-au echipat, au pregătit un elicopter capabil să zboare în condiții meteo dificile cu militari de elită și au așteptat pentru a pleca un ordin care n-a mai venit. Astăzi s-a discutat la televiziuni, independent de ce vă citesc eu aici, că Dușa n-a fost de acord. Unul dintre cei demiși. Multe aș putea să vă spun și abia aștept să se încheie ancheta, să pot ieși și să vă explic exact cum a funcționat totul. Aș face-o și azi, zice omul din servicii, omul demis, dar a trebuit să dau în scris că nu fac niciun comentariu public până e gata, până nu e gata ancheta. E fals 90% din ceea ce vedeți acum în spațiu public. Ce e astăzi? Miercuri. Joi, vineri, sâmbătă, duminică seara să fiți foarte atenți. Duminică seara. Și o să mai fie luni seara. Din câte știu eu, vor fi niște evenimente, niște explicații. Și o să bubuie iarăși și o să vedeți scremerile televiziunilor de partid, căs de stânga, căs de dreapta, în a explica inexplicabilul incompetențelor din România. Pentru că dacă acea hotărâre guvernamentală din 9 septembrie 2004, de pe vremea lui Adelu Năstase, dacă aia era respectată și dacă nu se puneau tot felul de politruci în funcții în care trebuia să execuți cu ochii închiși niște proceduri, oamenii aia trăiau.
fără supărare. Așa, ăștia din guvern nici măcar n-au știut că există acea hotărâre guvernamentală din 2004, 9 septembrie, ca dovadă că nici nu s-au întrunit, așa cum zice hotărârea guvernamentală, din 6 în 6 luni în ședințe, ca să vadă, suntem pregătiți în caz că apare ceva. Da? În schimb, sunt foarte pregătiți pentru, dă-mi acum, din România Liberă. Revista presei. Asta fac eu, nu? Guvernul nu a anulat cadourile pentru infractori din codul penal. Din codurile penale. Și astăzi domnul Ponta a ieșit și a zis, dragă, musai să fie adoptate la 1 februarie. Dar până acum ce ați făcut? Toată lumea a zis, schimbați, pentru că nu este normal să ai coduri penale la nivelul triburilor din Amazon. Coduri penale în care șefii politici sunt semizei și nu pot răspunde pentru nimic. Coduri penale făcute repede într-o noapte, cu scandal național și internațional, făcute într-o noapte, bulibășiți de faptul că oare cine mai intră la pușcărie? Ai observat un pic că astăzi domnul Fenechiu a aflat că sentința se va da pe 30 ianuarie. Și pe 1 poate intră codul, stă un pic la Bulău și scapă. Dacă merge la Bulău și dacă sentința va fi așa. Și este același joc care s-a făcut la Adrian Năstase. Judecătorii, mă gândesc eu, judecătorii au simțit pericolul, au așteptat să se modifice codul, ăștia au așteptat ca judecătorii să dea sentința, judecătorii au amânat deja a doua oară sentința finală, completul de 5, de aici nu mai scapi, dacă zic că ești vinovat, lângă Adelu Năstase ești, ok? În timp ce ăștia au stat și au amânat codul. Totul pentru niște oameni care, în cazul în care intră la pușcărie, se iasă repede de acolo, că partidele au nevoie de ei. Atenție! Din toate partidele politice sunt oameni care au probleme de pușcăriabilitate, ce îmi place mie limba română, ca o gumă de mestecat poți să o faci. Din toate partidele politice sunt în pericol oameni care, musai sau nu musai, judecătorii vor decide, intră sau nu la pușcărie. Și codul penal este amânat să vadă, îl iau pe ăsta, dacă îl iau pe ăsta, las codul. Dacă nu-l iau, îl modific. Care mai intră? Sunt curios când vom afla pedepsele lui Dan Voiculescu, care a fentat bas parlamentar, banus parlamentar, bas parlamentar, banus parlamentar. Și zic asta onest, ca un contribuabil onest, pentru că vreau să știu dacă este vinovat sau nu. Dacă judecătorii zic că este vinovat, lângă Năstase. Dacă judecătorii vor spune nu este vinovat, Leo Colop, jos pălăria, s-a făcut dreptate. Indiferent cum vor spune judecătorii, s-a făcut dreptate. Și de-mi place, și de nu-mi place. Pentru că dacă eu ca și contribuabil n-am încredere în justiție, băieți, se duce dracului tătă țara. Da? Asta e șmecheria pe codul penal. Musa să iau, ați băgat muzică, trebuie să iau ce? Pauză? Bine, mă, cum să iau pauză? Bine, mă, publicitate.